Tatăl unei tinere care s-a anecat într-o piscină în timp ce făcea live pe Facebook a vorbit despre pierderea suferită de familia sa. Bărbatul a plâns când a văzut imaginile. Conform digi24.ro, în imaginile postate pe rețeaua socială se vede cum Helen încearcă să rămână la suprafață după ce a sărit în piscină. Asistenta medicală în vârstă de 23 de ani care locuia în Toronto discutase cu prietenii ei pe Facebook înainte de a sări în piscină. Corpul ei a fost găsit după câteva ore pe fundul piscinei. Potrivit fratelui ei, ea s-a înnecat în orașul în care lucra. Tatăl ei, în vârstă de 56 de ani, a declarat Am văzut acel videoclip. Am plâns. Este îngrozitor. Am vorbit cu ea cu două zile înainte de a muri. Părea fericită și m-am bucurat. Mi-a promis un telefon. Nu am simțit nimic anormal, a spus el. Tânăra locuia cu fratele ei mai mic într-un apartament din Toronto și lucra cu jumătate de normă ca asistentă medicală în timp ce își termina studiile. Era în Canada de aproximativ trei ani. Toate responsabilitățile financiare ale familiei din Kenya erau în seama ei, a spus fratele mai mic. Tatăl fetei a spus că a rămas fără sprijin după moartea fiicei lui. i ajuta financiar să-i educ pe frații ei, în special ceea ce privește taxele școlare și alte cheltuieli. Mă întreb cum vor continua frații ei mai mici școala, a spus acesta. Tot ce vrea acum este ca trupul fiicei lui să fie adus în Kenia. Conform tradiției noastre, un om ar trebui să fie îngropat acolo unde s-a născut. Nu mă voi simți bine dacă fica mea va fi îngropată departe de Kenya, a spus el. Repatrierea cadavrului tinerei va afecta resursele deja mici ale familiei sale, iar fratele său mai mic a spus că a a început o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe pentru a aduna 50.000 de dolari canadieni pentru costurile de înmormântare. Familia trece printr-o perioadă grea acum. Tot ce ne dorim este ca trupul ei să fie adus înapoi acasă pentru înmormântare, a spus fratele tinerei, relatează Digi24.